privința ordinarea prin dispoziția numărul 177/21/07/2017. Emisie de primarul Comunei Pârjol pentru data de 27 iulie 2017, ora 9, care va avea loc următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de măsuri a obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia Comunei Pârjol. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcționar din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2017. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului comunei, precum și a indemnizațiilor consilierilor locale. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Pârjol numărul 5 din 17.02.2017 privind la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Supun la vot proiecte de hotărâre pentru a fi discutate în ședință. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este potrivă? Fiind pentru noștrile consiliilor, ședința este legal, constituție și poate începe lucrările. Trecem la punctul 1 de pe ordine de zi și anume. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de măsuri a obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia Comunei Pârjol. Prezintă domnul primar Lupu Vasil. Consiliul Local al Comunei Pârjol, județul Bacău, comunică ședința ordinară astăzi, 27 iulie 2017, legal constituit. Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Vasile Lupu, prin care propune inițierea proiectului de hotărâre a planului de măsuri a obligațiunilor și responsabilităților privind gospodăria, întreținerea și curățenia Comunei Pârjol. Prevederile OGO-ului numărul 21 din 2002 privind gospodăria localităților urbane și rurale, aprobată, modificată și completată prin legea 515/2002. Prevederile Ordinului Ministerului Administrației și Ordinului numărul 163/2004 pentru constatarea și sancționarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul gospodăriei localităților urbane și rurale. Prevederile ordonanței Guvernului numărul 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor modificată și completată. Prevederile OAG-ul numărul 195 din 2005 privind protecția mediului modificată și aprobată prin legea 265/2006. În temeiul articolului 36 alineatul 2 litera D, alineatul 6 litera A punct 10 punct 13, precum și articolul 45 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completările ulterioare. Hotărăște. Se aprobă planul de măsuri a obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia Comunei Pârjol conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Primarul Comunei Pârjol, împreună cu cei desemnați în anexă, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului Comunei Pârjol. Prezența hotărâre se va comunica instituție prefectului județului Bacău, autorităților și persoanelor competente pentru aducerea la îndeplinirea prevederilor sale. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcționar din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2017. Prezint doamna Maria. Deci v-am explicat în scurt despre ce este vorba. Au fost trecute funcțiile de poliție comunitară și trebuie să remediem această problemă, să trecem la funcții publice, funcții de poliție locală. Și se vede foarte bine că aici, în
în statul de funcții, am trecut la poliție locală, 7 posturi vacante, polițist local, clasa 1 și clasa 3, deputat. Deci modificarea asta a fost, trebuie să rectificăm această... asta ca să putem obține avizul Agenției Naționale Funcționarilor Publici. Deci asta este, de asta refacem acest plan. Dacă vreți să vă citesc, dar e aceeași organigramă care ați aprobat-o în aprilie, numai că s-au modificat astea. Da, citesc, sigur că da. Deci se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului Comunei Părjor, județul Bacău, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Părjor, județul Bacău. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Părjor, județul Bacău, numărul 29 din... Deci numărul 29 din 11 mai 2017 se abrogă. Deci hotărârea cealaltă care a aprobat-o se abrogă. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului, primarului comune și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Deci asta... Putem să punem la vot? Cine este pentru? Abțineri? Cine este contra? Deci câte voturi aveți? Împotrivă? Abțineri? Nu. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului comunei, precum și a indemnizațiilor consilierilor locali. Prezintă domnul primar Lupu Vasile. În temei prevederilor articolul 45 alineatul 1 din legea numărul 215/2001, administrații publice locale republicată și din considerențele prezente adoptat următoarea, hotărăște. Se aprobă salariul de bază pentru funcțiile publice locale stabilite și avizate potrivit legii, precum și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Părjor, județul Bacău, pe compartimente funcționale, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre, începând cu 01 iulie 2017. Anexa face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. În vederea ducerei la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește primarul Comunei Părjor și aparatul de specialitate din subordinea acestuia. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de partea celor următoare răspundere materială civil-administrativă, disciplinară, contravențională sau penală după caz. Aici este vorba de salariile și coeficienții. Deci, coeficient noi avem pe comuna noastră de la 1 la 5. Vorbim și de numărul de locuitori care suntem. Noi ne încadrăm între 5 și 10.000 de locuitori. Suntem 6.000 și 7.000. Și după vechime fiecare care are. Se pune de la 0 la 5 ani, de la 5 la 10, de la 10 la 5, de la 5 la 20, tot așa. Până la 5. Deci poți să ieși 1,5, 1,8 coeficient, poți să iei, deci maximul este 5. Nu, maximul este 4. 4 pentru aparatul de specialitate, da, și pentru contractual. Deci 5 și 4, deci maximul pentru salariați. Pentru salariați. Nu vorbim de funcții de demnitate publică. Deci domnul primar are un coeficient de 5, domnul vice are un coeficient de 4 și salariații sunt în 4. Deci coeficienții ăștia se înmulțesc cu salariul minim pe economie, 1450, și se încadrează în clasa în care figurează fiecare salariat în funcție de vechimea muncă. Deci clasa 1 de la 0 la 3 ani are clasa 0, deci clasa 1 are de la 3 ani până în 5 ani, de la 5 la 10 clasa 2, de la 10 la 15 clasa 3, de la 15 la 20 clasa 4, de la 20 până la 30 și nu știu cât, clasa 5. Nelimitat. Da. Deci cam astea ar fi salariile. Iar pentru consilieri va fi de la 5 la 10 din indemnizația primarului.
50%. La 100. Fiecare ședință. Fiecare ședință, nu fiecare ședință. Deci câte ședințe aveți într-o lună de zile? Deci un singur, cum ați luat o și dumneavoastră. Nu la fiecare ședință 10. Nu, nu o indemnizație ați luat dumneavoastră până acum. Da. Da. Deci da, în funcție câte ședințe aveți, aceeași sumă. Deci suma nu se modifică. O singură. Nu ai pus pe cum nu se, dacă e 10% din salariu. Bineînțeles, asta nu prea primarului. Primarului se modifică și indemnizația dumneavoastră. O să vă dau 6 de numărul 5, o să vă dau 5 de numărul 5. Dar eu v-am bagat 10, sunteți mulțumiți? Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este contra? Cine s-a abținut? Deci cât? 14. Putem merge mai departe. Proiect de 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Pârjol numărul 5 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Prezint doamna Margareta. Da, prezint, sigur că da. Deci asta e coeficientul pentru... Haideți să vă spun, da, cu privire la modificarea hotărârii Consiliului Local, Pârjol numărul 5. Deci hotărârea Consiliului Local numărul 5 era aprobat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Pârjol, în care, da, dumneavoastră ați aprobat, da, aici, în, se modifică un singur articol. Deci articolul prin care sunteți, deci indemnizația de consilier. Deci asta trebuie să modificăm. Deci de asta, deci se aprobă modificarea articolului 72 aliniat 1 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Pârjol, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 5 din 17 februarie 2017, când ați aprobat regulamentul de organizare. Acolo era și prevăzută indemnizația dumneavoastră care era atunci. Acum se modifică indemnizația în funcție de coeficienții ăștia și trebuie să modificăm și articolul respectiv, da? Deci asta este toată asta. Așa, ia să vedem. Din 15, în sensul că în perioada 1 iulie 2017, 31 decembrie 2021, pentru participarea la ședințele ordinare ale Consiliului Local și ale Comisiilor de Specialitate, consilierii locali primesc o indemnizație de ședință în cuantum de 10% din indemnizația cuvenită primarului pentru participare la o ședință ordinară pe lună. Deci o ședință ordinară. Nu știu cum o să fie. Da. Toate celelalte prevederi ale regulamentului de organizare și funcționare Consiliului Local rămân în vigoare. Deci nu am un singur articol. Supunem la vot? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Da. Deci cred că toate, toate punctele. Da. Da. La diverse. La numărul. Da, sigur că. Dar la discuții. Niciun punct. Da, s-a aprobat. Da. De legătură cu ordinea și curățenia în comun, nu? Da. Da. Ați făcut bine că ați spus aici la... Eu am făcut curățenie la unează în margine, dar au început să ia foc aia, că lupii coasele, că au coasele lor de acasă. Noi aici am avut niște cositori din alea cu motor comparativ. Și cine lucrează pe el? Avem, dar... Și drujbe am avut la nivel și au rămas pe la paradezul. Avem drujbă, dar... Dar cum am de eu zic cel mai bine să, din toate investiția care mai este de la primărie pe aici, să cumpărați două sau trei cositoare din alea. Am luat două noi, avem, dar n-am găsit. Avem. Acum la DB o venit aici și am luat două noi. Am dat la băieți, dar n-am avut discuri. N-am găsit discuri. Dar am luat vreo 5 discuri, s-au uzat. Așa. Și au zis băieții dau coasele, că numai discurile s-au uzat și nu mai. Să fac unde nu sunt case în care locuiesc sau știu eu. Și restul să-i obligăm. De aia care pe stau pe locul respectiv, să facă curățenie. Și șanțul și tot. La mine în față nu vine nimeni să fac. Eu. Și oricine. Și oricine să facă ei. Care are... Tot a discutat.
dați copaci cu bar, unii sunt copaci cu mare în zonă. Și hai să încercăm să facem o leacă de trotuar de aici și așa, până la Vasion, la deal. Când discutăm asta de vreo 5 ani. Când la Vasion, la deal. La Vasion, la deal. Să vedeți și vedeți cum trec tirurile astea pe drum. Știu, dar nu se poate face fără. Băi, discutăm, punem un proiect, de exemplu, ședința. Un proiect, dar să-mi ia drumul la sesiune, să și cu proiectele astea. Noi tot aprobăm aici proiecte, tot aprobăm, dar văd cum se face nimic. Păi nu-i după noi, doamne. Știu, că dacă nu vede finanțare, proiectul și face, știu. Asta cu naște. Da. Modul și școală de la tine. Da. Dintre care va veni și la acolo ședință. La punctul 1, mai cineva să completeze? La domnul Maraiș, la punctul 1, la Brăjov, a fost un accident acum un an jumate, doi. Da. Și stăcat cu ăla, nu se poate face conversul. Noi n-avem și... Stai la adresă, la drum, a făcut 6, 10, cred. Stai cu el acolo, parcă e... La adresă, din când am intrat nu mă adresă. Da, da, da. Și parte de la vale trebuie de colmatat un pic, lucrez cu copaci acolo. Nu se vede, mai când veniți de la Părnășeni, nu se vede ei. Și albia, grația părâului a crescut. Și ieri am vorbit. Doamne ferește, când vine apă, nu cu toată iar. Nu mai veniți gambiarele. Gambiarele acolo. Doamne, îți faci, bine ar fi că... Și mi-a mai spus la Tărâța, iluminatul public, după deal, acolo nu funcționează. Sunt probleme, becuri arse. Păi de acum o să întâmplă viitoare. Tot avem electrician, dar acum cu ce-am face... Avem electrician, dar acum toate satele, ușor. Da, o intrat în frâne. De la întâi. Intră în frâne. De acum, dacă l-a cumpărat, sunt așa pe ele. Da. Serios, la urmă și ne zic. Cam atât la urmă. Nu mă luăm, vără. Altcineva? Îl președinți, îl numărim. Ia. La numărul 2? Da, numărul 1 spusesc că mie o referitor la... starea drumurilor pe părține de înfrumusețare. Drumul spre Schelă de la Câmpeni, OMR-ul face un pod acolo. Ar fi bine să profităm de situația asta și să facem și noi traversarea cu un tub. Acolo unde am mai spus la cazanul de țuică, pentru toată apa care se vine de pe deal. Vine aici, pe drum, traversează drumul. Am rezolvat acolo problema. Acolo erau niște dani. Da. Este șansă, că putem curăța șansă. Am luat dani, tot cu buldo de la Petron și am rezolvat situația acolo. Nu mai curge acolo. Nu mai curge acolo. Nu mai curge. Rezolvat de la... Da. Și mai e nevoie de refăcut acel lucru. De am la... schimbat lucru. Am scos ăla da. Din lemn și am pus unul de metal. Perfect. Da. Rezolvat problema. Și și-am făcut la mea. Dar s-a rezolvat acum, că cu o săptămână nu era. Acum, am curge. Acum. Recent. Da. Da. Bine, mulțumesc. Și ăștia de la școlul social trebuie pus o leacă la treabă, două prima. Pune, trebuie băgat alea cu ei, că nu... Dacă vine o jumătate de oră și lucrează, să nu ieși lângă ei, vă dispără. Dar e înființarea poliției locale, vă aduc și... Bă, puteți. Altfel nu se poate. Fără poliție de astea. I-am lăsat pe aici jumătate de oră, dar nu deja mai sunt. Știu, așa e, adevărat, dar... Trebuie pus la foarte rapid. Să da, să lăsăm o echipă, să lăsăm câțiva oameni care se folosesc într-un alte activități, în altă parte. Să lăsăm de echipe, că e fiecare sat. Ba da, să lăsăm. Dar și aia sunt la fel ca și ceilalți. Sunt și aia. Sunt din prins. Da. Tot la punctul 1, referitor la ordinea publică. E aici la Bucur, la Sergiu Bucur, are cadavre alea de mașini, lasă mijlocul drumului acolo. Și așa drumurile sunt înguste. Da, luată măsură, până la poliție locală, până asta. Sunt termine poliția care este acum la post. Dar vorbim cu doamna și deci, o să... Chiar ne simțim sub orice critică. Deci, o scos ei de acolo. Când o să ne ia? Într-adevăr, nu s-a spus numai o dată la oamenii ăștia. La fel, lasă un pilaj de drum, cartoane și astea, lasă lemne, lasă fel și fel, ba, lasă-mi lăsă. Iarna e efectivă și dacă ai lasă-mi urși, ai acolo și pe mașină sau o din față, nu mai fost.
trebuie să dai cu spate până la vară. Și mai ales dacă ghețuri, ce faci? Sunt și o frază și de-asupra. Dacă le spui, începe să te triază, ca și mai mult. Te tratează cu dispreț. Pe toți. Sancțiuni? Și de-aia zic, până la poliție locală, hai că nu se întâmplă ceva. Poliția nu face lucrurile. O să vină poliția. O să vină poliția locală. Un avertisment, două, trei, și mai departe. Trebuie să se vină de aprobare. Să depozitez în nimic. Dar e dar două matizi, după anul trecut sau cu 2 ani de zile, acum nu o să mai duc saltul. Da, am văzut și eu. Dar n-are voie dacă se... Este domeniul cu altceva, că-l țin altceva. Dar când te iei în el, să-și aducă 10, dar nu sunt curci de circulație. E drumul îngust are acolo. E și îngust, e și îngust ăsta. Și încă o problemă cu curățenia și cu treburile astea. Ați mers pe linia a doua, că v-am văzut că v-ați dus. Și tot am o posedință să nu zic. Nu se poate circula, domnule, e, așa e, dai dintr-o groapă în alta. Am văzut cum se face. Și avem dialogul de aici. Este domnul. Și pe dialogul ăsta, când urci la Băgnășeni, iar e pericol. Pericol. Dar însă treacă ăsta cu buldo, că avem buldo excavatorist, nu? Este acum. Dar dacă treci mai mult, nu faci nimic. Este de asta, nu am cu spate. Trebuie să rupim spate, trebuie să rupim din mare. 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 Când vine mașina, că am înțeles că s-a făcut comandă pentru copiii la Lema, dar avem mașină. Așteptăm cu mașina. Și dacă ai mașină și nu ai bani să duci să... Nu ai un factor ca să te apezi în strânul. Uită la mașină și la șofer. Înainte probleme erau la motorii. Da, asta au zis. Ce-a plinat la motorii. Acum n-ai picit. Draba, nu m-am motorii. Hai, motorii n-are să mă fac. Este un recurs la motorii. Nici în partea cealaltă de la dealul aia, nu este că trebuie să mă șerpă. E mor, Guaripot, aici nu sunt indicatori. E Guaripot. Indicator, localitatea Băgnășeni. A, localitatea Băgnășeni. Da, nu. Este aici, de la Pârjor, către Sărbița, este la Părnești. E sindic la Bănești. Nu indică, pe indicator se pune înainte de drum. Da, după drum. Propus după pot. Este de aici, se pune la partea cealaltă. Din partea cealaltă, din către Tărița. Nu este. Nu este. La punctul 2, discuții, reamintesc punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și statutului de funcție în aparatul special al primarului pentru anul 2017. Da, asta e de la comunitate. Da, la comunitate. Ați votat, ați dat cu votul. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului comunei, precum și a indemnizațiilor consilierilor locali. Discuții? Am observat că s-a făcut acolo un orar pentru audiență din partea consilierului. E o treabă foarte bună asta, dar eu sunt programat mâine și eu mâine sunt programat și la Iași la un control. Plec de astăzi. Îi facem o audiență. Asta se ia cineva în locul dumneavoastră. Face schimb. Vine altcineva. Vine altcineva. Vine realitatea. Da, da. La ce oră trebuie? O persoană de două ori pe lună? O persoană odată pe nivelul la 3 luni. Ah, în fiecare doar vinerea. Suntem 15 lei. Unul de săptămână vinerea. Doar vinerea. Doar vinerea. La 10 la 2. Sunt oameni care nu să avem aici la asta se poate ține sub control, chiar și
consilierul care vine acolo, spate care vine la treabă, care da, vine și funcționare. Păi iau ieri. Da, 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 păi dacă auzi, dacă vin la 10, ce facem aici? Aha. Și la vreți că vreți? Dacă mai de grabă, că devine bine. Da, de grabă. De la 10, nu mai e de pauză de masă. Facem nou program de control. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Păjor numărul 5 de 17-2007 privind la aprobarea regulamentului de organizare a funcționarilor Consiliului Local. Discuții diverse. Da. Alte probleme? Nu. Ok. Doar prima am votat acum pe prateniță cu un ajutor de urgență pentru persoanele cu probleme și respectiv cele care s-au dializat. De câte și tot sunt pe clavă, s-a luat o măsură? Sunt. S-a lucrat la dispoziție și în așteptare. Așteptam? Asta e bine să vedem că au nevoie de bani. Îi dăm, sigur că îi dăm. Încă mai depus și mă. Dispoziții sunt făcute. Dispoziții sunt făcute. Deci trebuie să făcute plată. Plată. Am plecat, nu să știți. În limita... Așa, pentru că mai deci. Stocului disponibil. Orice marfă îți spune. În limita stocului disponibil. Noi am așteptat de rectificare de buget acum în iulie. Să duce în august, să nu se ducă și chiar în septembrie. Noi suntem mai jos, vorbim la nivel național. Proiectul a fost aprobat pentru PNDR 2, prin PNDR 2 pentru construirea podului de la Băsești. Sigur. Estimați când va începe? Nu putem. Nu putem, nu? Da. Deci putem să estimăm după ce merg eu pentru să însemnez la București finanțarea. Am înțeles. Și după aceea, procedura de licitație. Licitația, da. Evident, să vedeți când mai urgem, poate îi dă drumul să... Dar eu m-aș duce și mâine, înainte de pe mine. Nu mai e aici. Așa e și cu școala? Și cu școala. Aceeași treabă, cu școala. Acum încă lucrăm pentru toate avizele la pod, ca să plec cu el la București și până între care la școală. Licitații, după aia contestații, iar pe urmă. Contestații care e sub... Da, asfaltările astea nu pornește, am lăsat nimic. Asfaltările pornim. Suntem în licitații, cum pornește. Da. O să vină firme. Vedem ce firmă din. Am văzut lucrul strasul ăsta, se va gândi în problemă. Acum se face, doar se face licitații online, cine ia? Și Au fost plasate și știm cu ei, și dumneavoastră știți dacă și-au luat oameni de ăștia din sate care au putut și au pus să facă cu rădus mintea și capul și la revedere. Trebuia să facă tot ce-au spus, de-a să facă arcele, bățele. Nu poduri, nu nimic. Drumul plasații. Da? Ați urcat la foie să vedeți acolo când s-a turnat beton, s-a legat cu... Dar cu trunzi. Cu frunzi clasă, cu treaba bună. Da. De asta ce? Au echipe, dar nu au utilaje. Da, da. Ăștia se chinuie, au două rampe și performanță. Dar e bună așa. Și cu balastul ăsta de pitați loc, mai vin ăștia să mai iei, de aici și așa. Cine să iei? Aia care e doar la parcate aici, cu rar de aia. Că ea nu are pe parcare să arăt, nu vine că să ia în balastă. Să luă două timpași și să-ți plată râță, s-a dus, mă. Să facem la venia la drumul ăla, s-a venit cu petiții, cu însemnătate, că mai de drumul vrea pot. Trebuie trasurile că la Haineala și Băsești să izolați. Mai ales Haineala. Băsești care zice că din ea și-l pomoare prin acladă. Dar ăștia ca să treacă prin tablou, că o să rectificăm podul ăla care vedeam mereu la Tazlău.
Apoi ne rugăm la Dumnezeu să vie ploaia, să nu mai e ploaia. Ca să vină... Măcar o pun, e provizorie, pusă pe podul vechi, de la o parte la alta, să poată trece cu piciorul. Mai e nu poate, mai e puținul. Oameni, dacă vor să facă și organizeze, le-am spus să organizați-vă, puniți, faceți. Nu așteptați primăria, consilierul, vicii. Legal nu poți să facă. Voi, oameni, vă puteți uni să facă o pun de provizorie. Așteaptă. În sfârșit, au și un punct de vedere corect. Că toată lumea reclamă, face reclamați, știți, vine cu poate greșit semnat de 40-50 de oameni, în loc să meargă acolo să facă treabă. Ai putut 40-50, mă vin de la Renea, 65-60. Părerea mea este că cer care face jabele astea, doamne, puneți responsabil acolo. 900 de pe la Băsăști. Ca să vadă că nu se poate. Sigur, să-l puneți responsabil, cu indemnizație cu tot, să vedem dacă ia cumva apa așa, să plătească toată munca. Nu se poate face jalbe. Până la urmă fac ei, domnul... Fac pe dracu, fac rău. Hai să vreau să vă știți. Să vindem noi. Da, asta spune că nu ai ură. Responsabilitatea este populație. Deocamdată. Dacă nu este finanțare, nu poți face nimic asta. Trebuie să înțelegi. Nu înțelegem, vorbim. Acum să fim mulțumiți că am reștept. Am primit aprobarea cu acestui post, nu este chiar o finanțare. Ci... Sunt aproape 7 milioane de lei, da. Este o investiție foarte mare. Absolut. Este pod de 120 de metri și își deschide 12 metri. 6 milioane 900 sau 6 milioane. Ei tot vin la primar, la vici, la consilieri. Ce nu se une 10 oameni în Băsăști? Aveți drujbe, aveți păduri. Tăieți în domeniul public, dacă aveți un sar cât, doi plopi. Tăieți și puniți o punte. Aaa, vino tu. Nu eu, că dacă cade, Doamne ferește, cineva de pe punte. Vin la mine. Aaa, din cauza ta. Așa ați fost voi echipă din sat? Atât ați putut face, nu primarul, primăria. Nu trebuie să fac el o punte. Pe pare lundașului, lundaș. Sunt 26 de punți. Nu vine niciodată primăria Balcan să deschide puntele. Ei vin oameni și pun punte și taie, fac pune punte. Bine, e un părău. Deci e un părău mai mare. Vreau și asfaltat? Asfaltat. E poarta lodașul. Toți așteaptă primăria, să vină primarul, să vină primarul, să vină primarul să pună punte. Pentru că nu se muncește, nu se vrea. Stau în crâșmi, să vedem ce mai bun. La ce? La politică și la fotbal, în crâșmi. Ce nu avem? Politicieni și fotbaliști. Dar toată lumea ne scoate de asta. Bă, dar ce discurs? Nu te-am văzut niciodată. Mai mult, dacă am venit aici în față. Am făcut achiziții cu 1000 de traverse pentru Haineala și 1000 de traverse trebuie să le aducem pentru Bărnești. Să facem drumul în panta aceea și panta de la... De la Haineala, care ne chinui de fiecare dată. O să pui nu balastă. Am vrea să liceleu. Da. Mult. 1000 de jvini cam 250 de metri. Nici bun trei. Acum la carine pentru trecut cu asfaltare. De ce bine era făcut? Mă ții minte? La început. L-am făcut la compactare. Nici nu... Chiar dacă vezi din fața porții, nici vine apa așa, dar n-ar da un pic. Să adâncească șansul să nu mai avem. Nu. Așa. Sunt la primărie. Nu, ia să uite și sun. Sun la primărie. Curge apa prin jurul turnului. Da, am fost noi, când plouă, am fost exact. Problema e că nu faci mai ales așa. Două sate și două sate și două sate și două sate. Două sate și două sate și două sate. Și cu șansul de a primi mersul de ardă în fiecare în fața porții, să-și cureți și așteaptă să fie ajutorul social. Deocamdată nu se poate interveni. Și ajutor social, dacă se duc și se duc câțiva, dai ceva din bău ca să scură. Păi unde e vecera? Face ca lor. Vorbim la nivel de comun, trebuie să mai facem o hotărâre de Consiliul Local pentru toate țevile să taie de pe marginea șanțului. Eu dacă aduc un greder, nu pot să curăț. Faci un șanț 5 metri, dar pot să ies afară, că asta e treabă. Carițeanul, bătutul, parmii... Veniți în Băsăști, vedeți ce e în Băsăști. În Băsăști. Bari, băruleță, țeavă... Nu spune, uite, nu-i făcut șanțul și nu-i făcut așa. Și-mi vine dezăpezirea iarna, nu poate să împingă larma până în șanț. Că o venit cu potențul, o mai pus, nu știu ce o mai pus acolo, are o bancă și-o lasă în drum. Vine și pe partea asta,
Și 6 metri dacă dă, dacă se poate da, pe unele locuri nici 5, dacă drumul e îngust. Și păi străcă, cine străcă drumul? La ședința următoare să știți că băgăm o hotărâre de consiliu. Se scoate totul, e domeniul public. Ai până la gard, până în gard, în ograda ta, puneți 20 de bănci, 20 de bani. Trebuie de niște sancțiuni, niște ar trebui și nu ai de nimic de îi spun un pun pare, dar nu știu ce șanță. Până e de mașină din locală, da? Care îți ia din ele. Nu știu ce poliția. Le țin în pericol. Așa în părinte. Vreau să vedem un pic cu drumul ăsta aici la Unicare, chiar e foarte greu și am să mai asfaltează, să faci, să știți ceva. Avem proiect dintre care nu l-au aprobat drumul. Deci nu s-a aprobat. Toate. Va urma PNDL 3. Am înțeles. Ok. Acum ar trebui să niște lucruri. Nu ești acolo ceva niște tare. E foarte rău la Unicare, că nu am fost cum aia încercăm. Nu știu ceva. Un drum de șnel putem pava dacă avem un proiect pentru asfaltare. Înțeles. De exemplu, pavăm acum Bărnești acolo, care nu va fi niciodată asfaltat, ca asta este situația, și Răinea, la fel. Că dacă punem aici și avem proiect, pe urmă da. Vine el și vede acolo, că e traversă, că e făcut da. De tot. Nu va fi foarte rău, e foarte rău. Am zis pe urmă, trebuie pus și cu balastul de ăsta, un pic cu mânitură, cu ceva, cu pământ, să țin în piatra aia. Dacă e numai așa, vă dați seama, prima mașină care a trecut, e gata, o împrăștia toți. Nu se mai poate ce. Dar cine este poftim? Da. Și apoi da. Vine aici. Vine am trecut la diverse, deja că am ceva de discutat la diverse. Da. În legătură cu defișerile astea, am înțeles că a intrat parchet și la Băsești și pe dealul Bărnești. Știți ceva? Nu știți nimic. Nu știu. O să treacă pe aici oricum. Păi trebuie verificat. Da. Da. Poliția s-a aprobat în poședință la Ocolo Serviciu, s-a aprobat 5 metri cub de familie. Deci au avut ei ședință acolo, mi-au zis pădurare, cum a zis ce au zis pădurare. 5 metri cub de familie. Dar trebuie întocmit tabele, trebuie făcut ceva, trebuie urmărit și văzut cum. Pe bază tabele și o să spun în ziua cu tare, ia familia asta, în ziua aia, în ziua familie. 5 metri cub de familie. Așa că de viață. Prețul stabilesc ei. 1.300.000. Zic cum, cred că și mai multe și mai sunt. Fiecare care dorește legi. Vind la familie. Să facă o cerere în stabilice. Să se intereseze să vadă exact cum să vie și cum știi ce să pui. Așa și vrea să te participi. Păi așa e visată. Să te vrea. Ei cum vin cu azi. Trebuie să știi noi ce să le spun. Am văzut apelice. Subiectele fiind epuizate, declară încheiată ședința de astăzi. Vă mulțumim pentru prezență.